Seara bună, oameni faini, și bine ați revenit la Boghi se joacă. În seara asta continuăm topul început sâmbătă. Sper să fiu puțin mai în formă decât am fost sâmbătă. Tot așa, nu pe consum imens de energie, pentru că nu sunt încă 100% recuperat. Îmi cer scuze dacă o să și tușesc puțin. Ca cum v-am spus, o să continuăm cu topul pe care l-am început sâmbătă și care este top 50 jocuri din toate timpurile ale noastre, top 50 personal. Vorbim despre 50 jocuri de oricând din 1970 sau cine știe, poate chiar mai vechi, vom vedea, și până astăzi. Salut Marius, salut a toi! Nu o să fiu singur, ca de obicei, în astfel de topuri, o să fiu alături de Costi și Radu. Seara bună, băieți, cum sunteți? Numai bună dimineața, e seara bună. Salut! Echipa consacrată. Intră când poate. Exact. Haideți să vedem. Aparent suntem în regulă. Lucrurile par să meargă. Sper că ne auzim bine, sper că suntem bine. Cum sunteți voi? Pe fugă, dar uite, ne vorbim, va opri. Va opri să facem lista. Aha. Eu nu sunt pe fugă. Eu sunt tranquil. Acum se aude bine? Vorbește Radu, te rog tu. Bună seara. Și tu, Costi? Încă facem testele. Ca să fie început de Ok, înainte. Ok. Am rezolvat în momentul de față. Pare că s-a rezolvat cu ecou. Cred că nu se mai aude acum. Ok. Mergeam mai multe canale. Deci eu am fost de vină, așa? Probabil. Începem din nou, da. Despre ce e vorba? La cine am întâlnit astăzi? Ne-am întâlnit ca să facem topul în continuare, 40-31, încet mergem spre topurile care, spre jocurile care contează. Stai să mă uit pe roată, să văd ce să aleg. Toate contează, zici tu, Costi? Așa să fie. Toate contează. Toate bune. Așa zic și eu, toate, cel puțin... Știi cum e, când e lista ta, toate contează. Stau din punctul meu de vedere că e top 50, că e top 100, cam toate jocurile din topul ăsta, din punctul meu de vedere, sunt foarte bune și oricând nu o să spun nu la ele, știi? Contează, exact. Spre deosebire de, nu știu, chiar și 200, deci top 200, cu siguranță în topul meu 200 există jocuri pe care vreau să le joc și n-aș spune nu la ele. Da, se găsesc. Așa că, în principiu, toate jocurile astea sunt bune. Acum a trebuit să le aranjăm în funcție de. Și am mai zis, la mine e o chestie, când trage puțin grafica, când trage puțin gameplay, când trage puțin de câte ori am apucat să-l joc, cât de tare aș vrea să le mai joc, știi? Și e fine margins, adică diferențele sunt foarte mici de notare între jocurile astea și pentru mine nu prea contează că e 50 sau este 31, dar trebuie să le dai o notă cumva și să le duci într-o ordine și atunci așa să fie. Da, exact. Asta am avut multe probleme data trecută, că mă gândeam, oare un joc trebuia să-l pun mai sus, trebuia să-l pun mai jos. Da. Eu le-am cumva le-am împărțit în categorii, să spunem, 50, 41, a fost un fel de party game, jocuri ușorele, jocuri de familie pentru toată lumea, la orice eveniment. Topul ăsta, spoiler, o să fie un... clasice sau modern clasice? Am înțeles. Clasice moderne. Am înțeles. Cam așa le-aș spune eu în categorie. Am înțeles. Atunci să dăm drumul la televizoare, să nu ne lungim foarte mult. Să începem cu numărul 40 și o să facem astăzi, zic că o să încep eu primul, Costi al doilea și Radu rămâi tu ultimul astăzi.
Să mai schimbăm puțin ordine, nu? Să Exact. Și o să încep, eu cu numărul meu 40. Numărul 40, cred că este un joc care vă va surprinde total. Nu cred că v-ați gândit la No Dixit, e mult mai sus de atât. Spoiler! Ești da. Sigur? De cât timp joci cu mine? Nu te-ai prins? Mă, Radule, nu te-ai prins? Trebuie să știu care e nu. Nu, nu, nu. Da, n-ai cum, n-ai cum. Bun, numărul meu 40 este Cosmic Encounter. E... Asta este unul din jocurile pe care n-am apucat să mai joc în ultima vreme. E ceva vreme de când nu l-am mai jucat, pentru că a fost greu să adun oameni la masă. Asta este un joc care funcționează foarte bine de la 4 jucători în sus. Dacă nu știți ce faci în Cosmic Encounter, în principiu fiecare dintre noi are o serie de planete. Hai să vedem dacă... un număr de planete cu niște ships, cu nave spațiale, și ne ducem și mergem să cucerim navele spațiale ale celorlalți jucători. Și câștigătorul este cel, sau câștigătorii sunt cei care ajung la un număr de navete spațiale. Opa. Un număr de planete cucerite ale celorlalți jucători. Nu mai 8 parcă erau, 6 sau 8, ceva de genul ăsta. Ideea este următoarea, că tu, așa, primul care ajunge la 0, 1, 2, 3, 4, 5, da, la 5 planete, parcă, ale cel, la cel, unul, cineva care ajunge pe 5 planete ale celorlalți jucători, se poate fi declarat câștigător. Este adevărat că în jocul ăsta pot câștiga mai mulți. Și tot jocul se joacă pe baza unor cărți. Jocul e un fel de party game pentru gameri, în esență. De ce? Pentru că e un joc de negociere. În sensul că poți să negociezi cu cineva ca să nu te ataci acum, într-o anumită tură, că tu nu o să-l ataci mai târziu. Sau să faci, dar evident că poți să nu te ții de târg. Știi? Poți să faci un târg, dar poți să nu te ții de el. Și uite, vezi, fiecare ține planetele așa. Ei, și există o carte aici în mijloc care se întoarce. Cine este jucătorul în tură, întoarce o carte și îi se va spune ce jucător trebuie să atace. Și apoi întreabă, cine vine să mă ajute să-l atacăm pe Gigel? Și după aia eu, tu care ești atacat, poți să spui, bă, nu m-am atacat, că uite, nu te atac eu data viitoare. Sau... De ce? Pentru că dacă te atacă și câștigă atacul, o să-și pună planete, o să-și pună navele pe o planetă a ta. Da? Dacă își pune, și dacă sunt mai mulți jucători, toți jucătorii își pun navele pe planeta ta. Asta înseamnă că fiecare dintre acei jucători vor avea o planetă a altui jucător. Și atunci de la 0 planete de aici trec la una, la două, la trei, în funcție de pe câte planete ajung, știi? Și tot jocul se joacă, ai în mână niște cărți. Și cărți, iar lupta este cu cifre, în sensul că eu pot să am 7 mână, tu poți să ai 10 mână, dar dacă ai aliați, aliații te pot ajuta. Poți să vină cu cărți de plus 3, plus 4, plus 5. Adică lupta e matematică, algebră simplă, știi? E foarte simplă, dar tot jocul constă în negocierea dintre jucători, astfel încât să reușești să reziști, pentru că Tu nu alegi dacă vei fi atacat sau nu. Atacarea ta va exista automat pentru că vine dintr-un deck de cărți, care are un număr egal de cărți pentru fiecare jucător. Și întorci o carte și mai există niște cărți wild. Și când întorci cartea wild, jucătorul activ decide pe cine atac. Și în funcție de cum îți faci tu, târgurile în joc, poate să fie super, super fun. Deci eu n-am avut experiențe proaste cu acest joc. În general a fost distracție întotdeauna. E un joc la care este super funny că ești un alien
Salutare, Florin, și bine ai venit. Ești o rasă de aliens care are o superputere care este broken cumva și toți avem câte o superputere care este broken. Și vezi, dacă te uiți acum, astea sunt cărțile. Și mai ai și niște cărți care modifică. Ei, sunt multe chestii, știi, pe care jocul le are. Și îmi cer scuze, încerc să fiu cât mai coerent posibil în condițiile date. Sper că decât să-l fi făcut înțeles, e un joc de negociere, un joc, zic eu, fun, foarte fun pentru gameri și un joc pe care, dacă n-ați apucat să-l jucați, v-aș recomanda să-l încercați, de la 4 jucători în sus, cu extensii și cu are un deck separat, poate la un moment dat o să reușesc să am 4 jucători aici la masă și să reușesc să-l joc, e un joc foarte, foarte fain. Care mi-a plăcut de la primul joc pe care l-am jucat și pe care n-am apucat. Cred că să-l joc, spun. Cred că ne-ai prins cu un party game for gamers. Era suficient. Așa. Asta a fost numărul meu 40, Cosmic Encounter. Trecem la domnul Costi. Prezent. Numărul 40 și la mine este un joc care a fost foarte rău văzut din cauza regulilor, dar care mie mi-a plăcut la nebunie pentru că am putut să trec peste ele și se numește Martians The Story of Civilization. Am auzit și eu de jocul ăsta. Un joc extrem de bun, extrem de bun. Un worker placement, city building, civilization, economic, exploration, science fiction pe Marte. Un joc care are multe variante de jucat, poți să-l joci și cooperativ, poți să-l joci și competitiv și solo și așa mai departe. Un action point super interesant unde cheltui timp ca să faci acțiuni, ceva de genul, care a suferit foarte, foarte mult din cauza regulilor. Da, asta e de ținut minte, publisher, când faceți câte ceva, puneți accent pe reguli pentru că pot strica un joc... De altfel, foarte, foarte, foarte bun. Mie mi-a plăcut mult și chiar mă uitam pe BGG, are vreo 6,5 are ca notă, iar multe din notele astea mici au fost date de regulile care au fost cam praf, ca să fiu sunt sincer. De acord cu tine. Însă jocul este aproape perfect. Eu am zis și mă repet, am reușit să trec peste chestia cu reguli, am reușit să-l joc și îmi place la nebunie. Numărul 40 la mine... Martians, A Story of Civilization. Wow, unul de care n-am auzit. No. Sunt curios. Și e din 2015 sau 16, da. Am zis că 2016, da. 2016. E, da, din păcate și eu am pus ochii pe el la un moment dat, dar nu l-am n-am apucat să-l iau. Mi s-a părut și mie interesant. Nu știu, are miniaturile astea care apar aici? Nu cred. Da, depinde de varianta pe care o ai, că a fost un Kickstarter, depinde de varianta pe care o ai. Știu că... Da, unele sunt clădiri, au niște miniaturi. Eu n-am clădirile alea 3D, în schimb am omuleții și componentele sunt la fel foarte, foarte, foarte bune, foarte mișto. Înțeles. Și are și multe scenarii pe care poți să le joci. Mie îmi place foarte mult, îmi place foarte mult. Asta a fost numărul tău, 40. Numărul 40, Costi, Domnul Radu. Bun. Rămâi în spațiu sau nu? Ce? Rămâi în spațiu sau nu? Nu rămân în spațiu. Mă trimiteți voi în spațiu cu ăsta. Poate. Eu am luat-o ușurel cu unul care merită să intre în colecția la oricine. Unul pe care l-am jucat și pe canal. Se numește Quacks of Quedlinburg. Bun, Andrei, și bine ai venit. Stai așa. Salut. The Quacks of Pentru the Quacks. L-am pomenit de câteva ori până acum, am vorbit despre el destul. E un push your luck pentru gameri. Exact. Pentru gamer familii, na. Chiar un... Nu, e un Gateway Plus cu varianta de bază și cu ceva mai multă strategie cu extensii, dar
Ideea e că scoți dintr-o pungă, pui într-o oală, scoți 7 sau mai mult piese albe, a explodat și faci sau nu anumite lucruri pe tablă pentru a obține câte mai multe puncte de victorie și cozi de șoareci, cumva. E unul care merge la... Continuă seria cu petreceri și o să intre în ceva mai serios. Am vorbit destul de mult, am făcut play-through pe canal și am vorbit destul despre el acolo. Puteți să vedeți. Nu puteam să nu-l includ în da, da, ție. Mai bine acum, mai târziu, ca să fac loc la lucrurile grele. Mai... Ție ți s-ar potrivi mănușa. Mă uit acum cum au tradus rușii Quacks of Quedlinburg. Mi se pare interesant. Nu, îi părusește asta, nu? Presupun. Ai, Pouducimu. Pouducimu. Da. E Pouducimu. Interesant, nu? Oricum e ceva okay. Foarte greu de tradus. Hai să trecem la numărul 39, nu? 39. Exact. Hai să trecem la numărul 39. Păi, trebuie să încep eu, nu? Ia! Of, era să uit. Numărul 39 este un joc despre care am vorbit, la care am făcut un playthrough. Se numește Viscounts of the West Kingdom. Mi-a plăcut foarte mult, l-am jucat pe stream, mi-am spus părerile acolo. E un joc care are destul de multe mecanisme în interiorul lui, care se leagă foarte bine, mi se pare foarte bine uns. Mi se pare că din toată seria West Kingdom îmi place cel mai mult. Celelalte două jocuri, nu din câte mi-am făcut topul, nu mi-intră nici în top 100. Dar ăsta mi-a intrat... îmi place foarte mult, sunt curios ce o să aducă extensiile, este jocul care cred că nu are nevoie de extensii, poți să joci destul de mult fără extensii. Mi se pare fun, destul de rapid, thinky și frumos, foarte frumos pe masă, arată foarte bine. Îndeplinește. Și destul de sus în top. Da. Exact asta am vrut să zic și eu. Mă așteptam să fie mai pe la mijloc, cel puțin. Mi-a plăcut mult. Mi-a plăcut mult și cred că s-a văzut atunci când am jucat. E un playthrough pe canal. Puteți să vedeți și mai mult discuțiile acolo. Zic că nu are sens să ne lungim mai mult la jocurile la care deja avem playthrough-uri făcute. Bun, Costi, nu? Hai să trecem la numărul tău 39. Numărul meu 39 este practic un joc de cărți care are un board doar ca să te ajute un pic cu organizarea. Se numește London și vine de la Martin Wallace. Frumos. London Second Edition. Second Edition, evident. Să precizăm sau să nu mai precizăm, probabil. Da, n-are niciun sens. Un joc care îmi place foarte mult și este unul din jocurile care nu o să plece niciodată din colecția mea pentru că este foarte, foarte bun. Îl consider foarte, foarte bun. L-am jucat foarte, foarte mult în doi cu soția și în trei, nu l-am jucat niciodată mai mulți. Un joc care are o doză o doză de frustrare și o tensiune constantă la fiecare tur. Care îmi place. Care îmi place foarte mult. Nu știu dacă e prea mult de spus despre el. Este un joc foarte elegant. Mi se pare foarte elegant, cu o tensiune bună. Nu foarte greu, complex, nici pe departe, aș putea spune. Da, London Second Edition, Martin Wallace, 39 la mine în top. Da. Ok, loc 18 vacant. Ha? Ha? Ok, de ce loc 18 vacant? Stai așa. Domnul Răducu. Păi aveam și eu. No spoilers. Ia spune-ne, Radule, care e locul tău 39? Locul 39 e un family game cu plantare de sămânță, cu umbră, cu soare, cu niște copaci Începe cu pH diferite.
Exact. Exact. E ceva ce probabil că v-ați aștepta să fie pe lista mea. Photosynthesis. Asta e un... Este ce, un joc care m-a surprins prin niște cum niște mecanisme pot să redea sau să-ți dea senzația plus orientare în, are un aspect și o manieră de didactică de a te învăța să ai viziune în spațiu, să poți să să te gândești cumva abstract la cum ar mecanismele sunt puțin mai mult abstracte, dar cum funcționează ca să tu să crești copacii și diferența dintre cei mici la cei mari, dacă sunt cei mari în față, cei mici nu mai pot să crească, ca umbră, lumina, sunt umbră, acțiuni fel, da. care te ajută să plătești cu lumină, ceea ce e scumpă acum, în momentul de față, dar poți să cumperi semințe de copaci și plantezi și sper ca cineva să nu se pună în fața ta, că altfel ai plantat degeaba. E destul de... E destul de... Stai așa, că domnul Costi iarăși s-a... O să spun eu că până se reconectează Costi. E unul din jocurile pe care n-am apucat să le punem pe stream, dar este... Ai revenit, domnule? Am revenit. Aveai o opinie, care vreau să știu despre ce. Aveam o opinie. Probabil era proastă și m-a oprit. Este punct, te-ai blocat. Da. E destul de frustrant și ăsta la fiecare tur. La fiecare tur e destul de frustrant. Poți să fii foarte răutăcios, da, în jocul ăsta. Aștept ăștia, wow, unde s-o pune, trebuie să vezi bine și unde e soarele orientat. Și unde va veni soarele pentru una, două ture în față ar trebui să gândești. Da, e... da, da. E interesant, e foarte interesant. Și pe care o extensie are de curând, drăguță. Da, da. Nu știu, da. N-am luat extensia, nu am extensia, am doar jocul de bază. Nici eu nu am. Da. E un joc pe care încă l-am, nu știu cât o să-l mai am, dar că mă apuc de făcut curățenie, dar e plăcut, așa. Mi s-a părut puțin prea șah, știi, mie. Parcă puțin prea șah. Da, da, are o tentă. În doi jucători este... Adaugă un aspectul și mecanismele cum se... Am înțeles de se ce ți-a mișcă, plăcut. Dau o senzație. Da, e un joc plăcut, într-adevăr. Deci, okay. Numărul 39. Trecem mai departe, la 38. Hai să trecem la 38. Numărul meu 38 este un joc, stai să văd, un joc pe care l-am jucat pe stream. Este un joc despre care am vorbit frumos la vremea respectivă și care se numește Haspelnecht. Despre scos cărbune, în principiu. Un joc... Exact. Mai greuț, mai, eu știu, de nișă. Îmi place foarte mult Tech 3-ul care este aici. Asta este un Tech 3. Iar aici, pe tabla ta de joc, scoți cărbunele. Deci tot ceea ce faci aici, faci în principiu ca să scoți mai ușor cărbune și pentru puncte. Cer scuze. Este o balansare foarte bună între ceea ce se întâmplă aici și ceea ce se întâmplă aici la nivel de punctaj. E un joc foarte, foarte strâns. E Agricola cu cărbune, nu mai știu cine. Nimic nu e. Totul e strâns, nimic nu e larg, nimic nu ți vine ușor. E pur și simplu, îmi dă senzația pe care mi-o dă și Agricola că la final sunt obosit de atât a scos cărbune, știi? O chestie pe care un joc bun ar trebui să reușească să o facă la nivel mental, adică ceea ce fizic și psihic ai suferi dacă ai face în realitate lucrurile alea, ar trebui un joc să-ți redea la nivel psihic
ca să-l facă un joc bun. E, de asta îmi place jocul ăsta foarte mult și e, mi se pare foarte tematic. Mi se pare că se leagă foarte bine din punct de vedere tematic. Are un joc de selecție acțiunilor foarte interesant și e, nu știu să-l mai aibă vreun alt joc. L-am jucat pe stream, acolo mai multe discuții. Zic, numărul meu 38 este Haspel Knight. Da, e ceva normal ca să le fii jucat pe multe din cele de pe listele noastre. Da, păi le-am jucat pentru că ne plac. Și acum hai să trecem, Costi, numărul tău 38. Da, numărul meu 38 este un joc de care am mai vorbit acum ceva vreme și o să mai vorbesc probabil ceva vreme de acum încolo. Dacă vă era dor de o tematică CFR, este un joc vechi, foarte, foarte, foarte vechi, dar reimplementat. Se numește Stevenson Rockets. Am vorbit de el, cred că la jocurile frumos desenate, cred, da, nu mai știu, da, ce topă făceam. De la domnul Cniția, care făcea chestii 18XX, a la 18XX prin anii 90, ceea ce e fain. Este, cum ziceam și mai devreme de London sau de altele, un joc foarte frustrant la fiecare tură și care poate deveni cu foarte... cu călcare pe picioare asta. Foarte cu călcare pe picioare, exact. E un area majority influence cu un chaining de tiles unde îți faci tot felul de train routes. În schimb, este o foarte, foarte, foarte mare interacțiune între jucători pentru că vrei să fii cam prin același locuri prin care sunt și ceilalți. Da, da, da. Și vrei să profiți, da. Și ceilalți la fel și cam așa se leagă jocul. Un network route building ca mecanism care îmi place de obicei, e printre preferate. Și cum am mai vorbit de el, nu o să mă întind la el. Cine e curios, poate să-l încerce. Stevenson Rocket. Da. Ăsta poate fi jucat pe stream relativ ușor. Foarte ușor poate fi jucat. Nu știu, poate vom putea la un moment dat. Da, da. Și da, are și o extensie drăguță. O altă, hărți, una. Alte două hărți, dacă mă înșel. Uh-huh. Da, da, da. Exact. Asta este 38 la Stevenson Rockets. Care arată foarte bine și în asta de la Grail Games. Foarte, foarte bine arată. Exact. Da, foarte bine arată. Cu grafica lui Ian O'Toole. Exact. Bun. Domnul Radu, ia spune, care e 38-ul tău? Un primul clasic cumva, l-am jucat pe canal, înțeles, jocul care mi-a dat, am rămas cu pungulița de bani, nu știu cum am reușit. Am înțeles. Am înțeles. Toată lumea știe despre ce e vorba, suntem pictori. Suntem angajați de către preoți sau călugări sau cine popă să îi pintăm o frescă. Da, o frescă pe tavan. Da, e un joc educativ din nou. Îmi place cum au implementat mecanismele încât să te învețe ce culori se amestecă și ce combinații rezultă din combinația lor. E fantastic și mi-a plăcut să-l văd cum băiatul meu are undeva la 7 ani încerca să învețe și era curios de cum e posibil ca culorile astea să rezulte din trei primare. Oricum, e pentru cei care le plac lucrurile sau îi plac lucrurile din care să învețe ceva, este unul pe care eu o să-l recomand, un joc de familie, te învață cumva să te trezești, cine se trezește de vreme. Plătește mai mult. plătește mai mult și cu, da, da. Și cu, cu umorul. Bună, Cristi, bine ai venit. Da, E un joc de conversie de resurse ca să faci
puncte de victorie. Tipică, că cred că asta pot să spun la orice joc. Da, de dar acum. într-adevăr, are ceva lui și jocul ăsta și e plăcut, adică s-a văzut cât de bine ne-am simțit. E fun, e foarte fun. Da, da, rămâne, e unul rămâne dintre strong în colecție. Clasicile care nu a... N-am avut niciodată experiență negativă. Și merge în are o primit destul diferite versiuni, cea de bază da, plus extensii și devine câteva într-adevăr mult extensii mai care intră într-o cutie mare sau separat, dar oricum în varianta clasică de cu ce vine cutie e un suficient pentru a începe. Da, știi, am vorbit colecție. Acum și atunci am vorbit mult despre el și am zis, okay. Nu cred că mai are sens să ne lungim foarte, foarte mult. Vedeți playthrough-ul pe canal și vedeți cât de bine ne-am simțit și cât a cheltuit Costi. Și cine a rămas cu punguța, cu bănuții. Cineva trebuie să le încerce exact. Și pe alea. Da. Fun joc. Numărul 30 și continuăm cu numărul 37, da? Numărul meu 37 yep. Este un joc pe care, stai așa să nu mă apuce amețeala, este un joc pe care l-am jucat tot pe stream, l-am jucat în 4 cu domnul Oli Plays a Lot, Power Grid. Se numește Power Grid sau rețea energetică, cum a fost el localizat la noi. E, pentru mine este, mi se pare un joc minunat. Știu că vouă nu prea v-a plăcut, dar mie îmi place foarte tare. Piața, are multe lucruri care mie îmi plac. Piața, cum modifică jucătorii piața, cum poți să faci piața mai scumpă sau mai ieftină pentru cineva. Cât de tare să licitezi pe centrală, cât de tare să nu faci lucrul ăsta. E un joc care cred că ar fi fost mai sus dacă aș fi putut să-l joc mai des în ultima vreme, dar na, s-a întâmplat să nu. E, ce să zic, are multe lucruri care mie îmi place. Licitație, construcție de rute, piață dinamică, da, care se modifică de la o rundă la alta. Și lucru esențial pe care îl prefer la multe jocuri, interacțiunea indirectă sau interacțiunea nu de tip, stai să-ți dau, nu-ți dau două, știi? Ci interacționezi cu tine prin joc, încercând să înțeleg ceea ce vrei să faci tu, și cum să mă poziționez eu cel mai bine ca să profit de ceea ce faci tu. E și are plus acel mecanism de cât să te duci în față, cât să rămâi în urmă. Da? Nu e un joc în care să fii mereu în față, nu merge bine să faci întotdeauna chestia asta. Are multe plus, prea multe plusuri ca să nu intre în topul meu 50. E un joc care îmi place foarte mult și vedeți mai multe la discuția de la final. Costi, dacă era cu trenuri... Are părți interesante, trebuie să recunosc că are niște părți interesante. Dar ție nu ți-a plăcut licitația, știu. Energetica, dar e, da, a fost prea mult. Parcă l-a jucat mai puțin, poate, nu știu. Și merge bine și în 3, și în 4, și în 5 jucători. Da, eu am jucat în 3 și în 4 cel mai mult. Merge foarte bine. Mm-hmm. Hai, Nesun! Bun! Nesun is back! Hai, Nesun! Hai, Don! Ok. Acum știm și prenumele. Welcome back, mate! Hai să mergem mai departe cu numărul 37 al tău. Exact! Numărul 37 al meu. Am rămas la jocurile alea de dat în picioare, în cap, dar mai nu chiar la gravitatea care mă deranjează pe mine în general. Ce am ales pentru 37 este Hansa Teutonica, Big Box, dacă se poate, că de ce nu? Un joc
area majority influence pe peste tot pe placă, un network route building, să spunem, cu temă medievală, cum îi place, da, lui Radu. Radule, ar fi trebuit să te duci la jocul ăsta numai după copertă. Nu știu, e, da, din câte știu e Clement Franz. Însă, da, însă un joc foarte interesant. Foarte interesant al lui Steading. E Lohausen. E Lohausen, da. Lohausen e desenul. Da, Lohausen. Care merge foarte bine. Câteodată poți să-l iei chiar ca fan, dacă vrei. Depinde. 37 fun, la mine este Hans Atot. Da, big box. Jocul în care te dă afară de pe rută, dar în care vrei să fii dat afară de pe rută. E un joc care îmi pare rău că n-am apucat să-l punem pe stream și n-am apucat să-l jucăm. Vrei influență, dar nu vrei influență, dar vrei influență, ai vrea să fii mai pe peste tot, în fine. Se poate juca poate pe stream. Este, extrem poate nu este explicația, da, cea mai bună, dar... Foarte ușor. Dar este un joc... se joacă ușor, numai că trebuie să ai mâinile peste tot. Am auzit lucruri bune despre... grafica m-a ținut cam departe. Am să big box. Thank you, Nesun. Thank you. Thank you for watching. I can't imagine how it is to watch something in another language which you don't understand. Da, Andrei zice că Hansa trebuie să fie în top 15. Andrei, pe Andrei, cum să zic? Depinde al cui top. Andrei, cum să zic? Trebuie să fie minim 3 jocul. Cum să zic? Top 50 poate fi și top 15. Adică sunt atât de aproape. Sigur, da, când eu am jucat, cred că peste 500 de jocuri în total. Pentru mine 50, să pot să squeeze 50, am făcut cu pipeta, am făcut diferențierea între ele, așa, și la ușor feeling. Da. Și eu la fiecare loc am impresia că poate putea să, deci, fie un pic mai sus. Nu se pune. Dar, bun. Radule, 37 al tău. Da, e unul dintre jocurile noi care mi-a atras foarte mult atenția prin, evident, aspect și ilustrație. Se numește Parks. E un joc foarte simplu, mecanic, care a mers ca uns în perioada de izolare, de carantină, în care... nu puteai să mergi nicăieri, ideea de a merge la plimbare, de a face o vacanță, de a vedea parcuri, e cumva, te-a ajutat. Nu simulează că ești din casă, îți dă o satisfacție și mai ales că ilustrațiile și componentele arată atât de bine încât practic ai o senzație că ai făcut ceva în ziua aia. Interesantă perspectivă. Practic, te miști pe un track în care nu spațiu pe care aterizezi, iei resursele ca să le poți converti în set collections și să completezi contracte. Ideea e că nu poți să te întorci, poți doar să înaintezi. Practic, are niște mecanisme ușor de explicat și cumva poate că ajută cumva cu extensiile, care nu am apucat să le joc, dar am văzut că adaugă anumite elemente, cum ar fi corturi sau diferite locații, diferite parcuri. Ce m-a atras la el, evident, cum la cât de bine arată anumite cărți, cred că toate. M-ai arătat scuză, n-am fost atent. N-am dat mare. Da, am arătat. Cercăm să facem lumea. Da. Să vadă parcurile. În majoritatea lor, cred că e din Statele Unite. Da. Ediția de pachetul de bază. Iar celelalte adaugă alte zone. Au o producție cumva
exagerat de produs, ultraprodus. De da, e ultraprodus, nu știu, o producție exagerată, de componente personalizate cu niște componente de lemn, de animale, care le găsești în sălbăticie, dar sunt doar niște doar un set collection. Nu adaugă foarte mult, puteau să fie niște piese de carton, dar au ales să fie făcute dintr-un da, din care și insert. Da. Da, da, da. Pentru mine mi s-a părut așa un joc extrem de frumos, dar extrem de ușurel. Ceea ce este minunat pentru tine. E da. Pentru mine. Da. Da, e extrem de pentru mine. Eu mă pierd în imaginile astea. Eu pot să-l joc oricând, oricum. Mai ales dacă nu poți să ieși din casă. Am înțeles. Deci, numărul tău 37 a fost Parks. Parks. Și să trecem la 36, nu? Yes. Numărul meu 36 este un joc despre care am mai vorbit, dar pe care nu pot să-l pun pe stream în situația asta, va trebui făcut cu oameni la masă. E un joc de cărți, unul din jocurile mele cele mai jucate de-a lungul timpului și se numește 51st State Master Set. Este un joc de engine, e un engine builder. Suntem într-un univers distopic, un univers a venit apocalipsa, e post-apocaliptic de fapt, nu e distopic, nu e post-apocaliptic. Da, da, da. Andrei zice love letter. Exact. Univers post-apocaliptic și încercăm să supraviețuim acolo. Jocul are o grafică foarte faină, un desen foarte fain, arată foarte bine și este și se joacă foarte bine. Joacă foarte bine în doi. E un joc pe care l-am jucat foarte, foarte mult, v-am spus. E un joc în care și care îți dă senzația de supraviețuire, adică că te chinui să-ți construiești un motor să supraviețuiești până la un moment dat. Când cineva ajunge la un număr de puncte, se declanșează finalul jocului, nu are număr fix de runde. Și dacă reușești să-ți creezi motorul repede, dar în mod normal, dacă ai un alt jucător bun, nu te lasă să-ți creezi motorul, că îți distruge niște cărți. Și tu trebuie să faci o balanță foarte fină între ce reușești să faci și ce lași la distrus și așa mai departe. Ce cărți ții în mână, ce cărți renunți la ele. E un joc foarte, foarte fain. Pe care îl recomand și pe care îl vom juca pe stream dacă vom avea ocazia, poate pentru cei de pe Patreon, care ne vor susține pe Patreon. Nu știu cât de mult interes e pentru jocul ăsta, dar mie îmi place foarte mult și pentru mine este un evergreen și un joc care mi-a adus multă plăcere de fiecare dată când l-am jucat. Numărul meu 30 și... un joc al lui Ignasi Trevicek. Nu cred că am vorbit foarte mult despre Ignasi Trevicek. Da. Un designer la fel, care mie îmi place ce face și cum îi merge mintea. Asta a fost numărul meu 36. Hai să trecem la numărul 36 al tău, Costi. Yes! 36 la mine este un joc care ar merita cel puțin o notă un pic mai mare. Așa. Pe BGG. Se numește Tronul of Allegoria. Este un... worker placement, a zice la bază, cu un auction bidding foarte interesant, în care ne batem pentru tronul Allegoria, pentru că regina este pe moarte, nu are cine să vină după ea și sunt patru factions care încearcă să ia tronul, să zicem, să câștige tronul. Are niște mecanisme super interesante în el jocul ăsta și tocmai de-aia îmi place. Un action bidding foarte, da, foarte drăguț, un I cut you choose, unde alegi niște cărți pe care ceilalți să le ia într-o ordine interesantă. Un joc cu niște, da, un joc cu niște mecanisme, aș zice, nu neapărat nemai văzute, dar nu întâlnite peste tot, cel puțin la vremea aia, știi, în 2019-18, acum 3-4 ani. Și cu artă frumoasă, care mi-e place.
vine de Haralishka și e unul dintre Da. preferații mei. Un joc de 4 jucători, da, 4 jucători. Mie îmi place foarte mult. Ăsta are, cum ziceam, are doar 6,9 pe BGG, dar cred că merită Așa mult mai mult. zic și Throne eu. of Aliquippa este Singura pe problemă, 37. știi, jocul ăsta mie mi-a plăcut foarte mult. Singura problemă pe care o am e că l-am jucat destul de des și adică l-am jucat de câteva ori bune și am Aha. impresia că are ceva randomness în el care nu poate fi stăvilit. Îmi dă impresia că e că Are ceva, da, are ceva, însă nu mi e se pare atât că e de... că mi se pare că mai parcă mai trebuia lucrat puțin la design să fie puțin mai tight. Pe de altă parte mi se pare unul Aha. din jocurile cu suflet de la cu foarte mult suflet, cu e o plăcere să-l joci, știi? De la Dar Spielwood. doar dacă iei în Exact, da. considerare chestia asta că bă, e ceva random acolo, undeva pe acolo, cred că e ceva random. Dacă e în considerarea și nu te super, Da, este ceva random. Pe mine nu m-a deranjat, da. Pe mine nu m-a deranjat experiența și e dacă plăcut. reușești să te transpui Da. oarecum în temă, devine foarte interesant. Deși e un Hai euro. să trecem. Da, 36. Throne of Radule. Allegoria. Da. Pentru numărul meu 36 din nou un clasic care trebuie să fie sau cel puțin încercat de comunitatea sau persoane care sunt și le plac jocurile de societate. Se numește Puerto Rico. Ai 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 ai. Care din ele? Ăla mai vechi sau ăla mai contemporan? Eu am mers după cel nou. Stai să vedem bineînțeles, dacă are, na, ar trebui pentru să aibă, stai să vedem dacă are variantă nouă. Ăla controversat. 2020 e varianta nouă, dar cu asemănări asta foarte, e varianta. Foarte puține schimbări în afară da. De copertă. Și muncitorii care sunt MOV nu mai sunt maro. Da, pentru că trebuie să fim corecți și că istoria trebuie schimbată. Da, e mecanismul care pe mine m-a captivat e din alegerea acțiunilor și nu e că doar alegi ce vrei tu să faci din cele 8 opțiuni, dar și ce primesc ceilalți în... Da. În, în momentul în care tu alegi acțiunea, da, este un joc în care... Da, nu poți să e un joc care te ține în tensiune constant, nu ai timp să stai, nu trebuie să aștepți runda celorlalți, pentru că pe runda celorlalți faci și tu ceva. E unul dintre lucrurile care pe mine, mie îmi plac cel mai mult să le văd, încât să nu-mi dea timp să mă uit la ceas, să mă uit pe telefon sau să mă deconectez de ceea ce e pus pe masă. Are e mecanic foarte sănătos. Ia uite. L-am jucat și pe canal, canal și am vorbit. Puteți vedea mai multe informații și detalii acolo. E unul clasic care își merită locul și nota și o să fie destul de Andrei, nu, te rog. Nu o să lipsească de pe rafturi. Andrei, scuze, Andrei, nu. Putut, nu, nu putem să nu. Nu, nu intrăm. Nu. Da, să știi că pe undeva eu ai ceva dreptate în ceea ce spui acolo. Oh, Andrei, nu, da, nu. Andrei, da. Se poate percepe și așa. Nu. Dacă vrei, deci dacă vrei, poți să sucești multe pe lumea asta. Deci dacă îți dorești, poți să sucești multe, astfel încât să le întorci cum vrei tu. Fac uneori. Dacă începe să dispară bunul simț și logica elementară, da, pentru Dumnezeu, mafie, că așa se numește, mafie, în momentul ăla, uite ce se poate întâmpla. Hai să mergem mai departe. Ce conversație adâncă și cu dezbatere foarte... Vezi, mă, dacă ai pus Puerto Rico pe topul tău, vezi? Să trec la numărul da, 35, da, da. De care nu știu dacă v-ați prins. Coghi,
Cred că o să pun jocuri heavy de acum încolo. Am evoluat. E o alegere bună. Puerto Rico e o alegere bună. Frustrant joc. Mă uitam... Acum am făcut, nu știu dacă v-ați prins, dar m-am dat de gol cu numărul meu 35 pentru că l-am pus pentru o scurtă, pentru o scurtă secundă, l-am pus acolo pe televizor. Nu l-am văzut. Dar sper, nu știu dacă nu v-ați prins, numărul meu 35 l-am jucat pe stream, a fost un joc pe care l-am jucat pentru prima dată anul trecut și l-am jucat și a fost o plăcere să-l joc. Și se numește Glenmore 2 Chronicles. E un joc... A fost pe vreuna din listele voastre până acum? Cred că nu. Nu, nu? Nu, până acum nu cred că există overlap. O să existe mai încolo. Cred că va exista mai încolo, mai de pe la 30 în jos, probabil. Toate șansele. Mie îmi place mai mult decât ție. Da. E un joc, am vorbit foarte multe despre jocul ăsta la stream. Este destul de simplu la nivel de reguli. La fel, un joc în care trebuie să fii foarte atent unde te duci, cât te duci în față. Are mecanismul ăla pe care l-a mai împrumutat la un joc de-al lui, domnul Matias Kramer. Un joc fain, un joc care... prea multe, nu vreau să mai intru, pentru că intru deja în discuțiile de după stream. Whisky, 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 exact. Să fie whisky. Scuzați-mă, hai să măresc aici puțin. Să fie. Da, am arătat puțin. Jocul, ce este, să mai spun ceva, el vine cu o grămadă de scenarii din interior. Este un joc, mi se pare, poți să joci pe ăsta până îmbătrânești. Da. Eu încă nu le-am deschis scenariile, deci sunt încă în așteptarea lor. Și are și o extensie aportată de curând. E nebunie cu jocul ăsta, deci cât poți să-l joci până dincolo. Joacă și nepoții. E tot ce ai nevoie, lei pe insulă, exact. Ai terminat. Nu ai exact. Nimic altceva. Asta a fost numărul meu 35. Glenmore 2. Bună alegere. Da, domnul Costi? 35 la mine este un joc, am impresia că toată lumea cunoaște jocul ăsta, sincer, cred că aș putea să mă rezum doar la titlu și e ok. 35 la mine se găsește Concordia. Concordia, nice, nice. Un joc foarte elegant, foarte elegant. Unul dintre cele mai elegante jocuri, cred că, existente până în ziua de astăzi, deși are vreo 10 ani. 2013 a apărut, din care, odată cu Istanbul, 2013 sau 2014? 2013, da. Foarte, foarte elegant joc, foarte mișto joc. Bun, Andrei, bună Mișu, bine ați venit. Nu cred că am prea multe de spus despre el, pentru că am impresia că toată lumea știe jocul ăsta. Jocul ăsta a trecut pe la toată lumea care e în hobby. E un joc foarte bun, atât pot să spun, și un design foarte elegant. Și cu multe mecanisme, cu are și variabilitate, are și movement points, și hand management, și... setup variabil, etc. Medieval, comerț, astea le uităm. Astea le lăsăm pe la coadă. Dar un design elegant, un design foarte, foarte elegant de la domnul Maghertz. Un super joc, îl recomand. 35 la mine este Concordia. Încă o dată, bun Andrei, bun, nu știu dacă ne-ați auzit, bună Mișule. Andrei nu vine cu sticla aia, sticla aia trebuie să o iei tu separat. Andrei Ionuț, nu vorbeam de domnul Șepte. Stai așa, Concordia, eu n-aș zice că e un gateway, Andrei, Concordia e un joc, eu dacă joc cu cineva care de-abia a început să joace Concordia și eu joc Concordia, păi mă învârt de două ori în jurul lui la punctaj. Nu mai vine înapoi. Da, s-ar putea să pierde repede, pentru că mecanismul de punctaj e destul de complicat de explicat, dacă nu joacă măcar o dată. Adică prima dată o să piardă strong, după care o să înțeleagă cât de cât, cam cum ce cărți se ia, dar până face mai durează. Un joc
E unul la care trebuie să te gândești deja la cărțile care vrei să le faci până la Aproape, sfârșitul da, cam de jocului. pe la început. Și ruta pe care vrei să ți-o faci, cam cât poți să te duci, și Da. atunci și cineva te va călca pe picioare pentru că se va duce pe ruta ta cu siguranță. Cu cât sunteți mai mulți, cu atât devine mai complicat. Nu e un joc atât de ușor. Dar joc elegant și minunat. Da, este adevărat că te prinde, dar problema știi care este? Am jucat, spre exemplu, odată Concordia cu cineva care din întâmplare a câștigat primul joc. A făcut strategia aia cu cea mai ușoară strategie de făcut în care construiești căsuțe. I-a ieșit chestia aia. Când am jucat a doua oară, i-am zis, bă, nu te bucura că a doua oară, asta ți s-a întâmplat pentru că ți s-au nimerit niște lucruri. Nu te bucura a doua oară, nu o să ți se mai întâmple la fel, pentru că nu o să joci al doilea joc la fel. Și a doua oară, băi, dar știi cum a pierdut? Era super frustrat că nu înțelegea cum a pierdut. A încercat să facă fix aceeași strategie și nu i-a mai ieșit, pentru că nu-ți mai iese. Am jucat pe altă hartă, alte resurse, altfel, strategiile nu mai merg la fel. Și el încercând același lucru, neștiind foarte bine cum să-și facă cărțile, s-a oprit, știi? Nu i-a mai mers. Este un joc care pare simplu, dar nu este simplu. Nu este deloc. Nu este deloc. Este simplu mecanic, dar de jucat bine, și de asta este foarte bun. Iar prinde bine o ediție mai luxoasă. Mi se pare lux destul. Lux Deși, da, destul. deși nu, e Uh, arată prea multe de da, schimbat. o să vorbim și Arată de asta, o destul să-l de bine. jucăm pe stream și o să Singurul. vorbim și despre asta. Da, cutia e cu un pic ciudată, atât E de. urâtă. E. Da. Ok. Când îl jucăm, o să vorbim mai pe larg despre el. Catan avansat. E bun, e bun. Ok, hai să mergem pe 35. Am făcut un. Am trișat puțin la ăsta. Așa. Deja sunt descalificat din start, nu? Deci. Dar e acceptabil pentru că. E un joc care combină altele două. Mie îmi place foarte mult ideea asta și aș vrea să duple mai des în care două jocuri se potrivesc atât de bine mecanic și tematic încât să creeze ceva nou. Chiar dacă au multe similitudini între ele. Se numește Between Two Castles of Mad Oho. King Ludwig. Nu Da. zici. Celelalte La stăm două mai acum? nu m-au impresionat atât de mult cât colecția lor sau hibridul ăsta, combinația plus producția de la Stonemaier, care are cutii, are un setup destul de luxos în varianta standard. Chiar ai impresia că te răsfață cu ce ai în interior. Doar ideea e foarte, foarte, foarte simplă, dar e greu de condus, în care încerci să îți construiești două castele cu doi În același oponenți timp, în da. același timp. Trebuie să ai un echilibru între cel mai bun castel, că de obicei ai unul preferat, și cel mai rău castel, pentru că cel mai rău punctuează, de fapt. Și tu trebuie să le ridici pe amândouă în același timp. Asta fac și ceilalți care au câte un aliat la fiecare, pentru că tu construiești la două colțuri, iar ceilalți jucători au alte două colțuri. Și cum e foarte interesant și diferit. N-am mai întâlnit mecanismul ăsta în alt joc și ideea de cum îți construiești, pe ce niveluri, ce camere, cum se potrivesc între ele, ce combinații faci între elemente, între decor, dacă e în interior, dacă e beci, dacă e grădină, în fin. E unul care eu îl recomand foarte mult. Din păcate, e foarte dificil să joci pe stream pentru că nu avem. Da, e Trebuie să fim foarte, la masă da. fizică ca să poți să împarți tile-urile. E interesant cum îți
practic îți construiești castelul tău de vis sau e varianta mai next step la casa mea de vis. Cred că putem să-i spunem. Numărul meu 35. Eu am Beaten Two Castles. Aia simplă și sunt ok cu aia. Nu. Bun. Trecem la 34, da? Yep. 34 este asta așa am trecut. Numărul meu 34 este un joc. Mă bucur că vă distrați, oameni buni. Acolo e foarte bine, deci eu mă chinui să, deci încă mă mai simt așa ușor amețit după sunt ușor așa, văd puțin blurry, dar merge. Și niște beuri. Mersi. Încă îi dau cu ceai. Așa. Hai să trec la numărul 34. 34 este un joc despre care nu cred că am vorbit foarte, foarte mult. Este un cred, nu știu dacă mai am vreun alt Feld aici. Este următorul Feld de pe lista mea. Și puteți imagina care este? Wow. Odin? Ăla e Uwe. Nu. Feld ai zis, nu? Aquasphere. Bora Bora? Aquasphere. Aquasphere este jocul mai puțin iubit al lui Feld și nu știu de ce. Ăsta este un joc pe care l-am jucat addictiv. Deci l-am jucat, cred că, de 7 ori sau 6 ori într-o zi. Unul din puținele jocuri pe care l-am jucat de 6 ori într-o zi. Pentru mine a fost super. Deci, ce faci în jocul ăsta, dacă găsesc... Deci, îți programezi... Ai două acțiuni pe care le poți face. Prima acțiune este să... O acțiune... Deci, ai două acțiuni pe care le poți face pe tura ta. Ori să-ți programezi un bot. Ai un bot aici pe care îl programezi și îl programezi... De fapt, ai un inginer care programează un bot și când programezi acel bot, îl urci aici pe tabla ta de joc și aia îți permite să faci niște acțiuni aici. Într-o tură următoare să faci niște acțiuni aici. Asta este tot ceea ce faci în joc. Două acțiuni, ai de ales între două, ai o singură acțiune pe tură și ai de ales între două pe care le poți face. Da? Adică una din astea două le poți face pe tura ta. Îți mărești, mă rog, laboratorul, el este cumva tematic, deci este unul din jocurile lui Feld cumva tematice, dar trebuie să dig deep ca să ajungi la temă. Mi se pare că merge, mi-a plăcut foarte mult, îmi place foarte mult cum merge în doi jucători. E aproape multiplayer solitaire, aproape, adică te calci pe picioare, călcarea pe picioare vine din, nu e multiplayer solitaire din motivul că aici pe tabla de joc există niște time markers pe care fiecare dintre noi, dacă nu e acele time markers, nu ai timp în plus pe care să-l cheltuiești pentru acțiuni în plus. Și dacă nu poți să faci, jocul este, se termină după 5 runde, dacă nu mă înșel. Și dacă într-o rundă tu nu faci, iar într-o rundă faci un număr de acțiuni, fiecare dintre noi face un număr de acțiuni, după care spune pas. Ei, dacă tu nu iei acele time markers, în fiecare rundă vin un număr de time markers. 4 time markers într-un loc și 5 time markers în alt loc. Și dacă tu nu iei unul din astea două, din aceste două locuri, tu nu iei alea 4 time markers sau alea 5 time markers, practic dai celuilalt posibilitatea să facă mai multe acțiuni. Pentru că dacă tu cheltuiești 3 time markers, poți să faci o acțiune în plus, spre exemplu. Și ca să te miști între laboratoare aici jos, sub apă, la fel, cheltuiești time markers. Și timpul ăla pe care tu îl cheltuiești să mergi într-o parte într-alta, trebuie să-l aduni de undeva și n-ai foarte multe locuri în care poți să faci lucrul ăsta.
Și din cauza asta nu e chiar multiplayer solitaire, pentru că trebuie să fii foarte atent ce face celălalt, să nu-i lași posibilitatea să ia mai multe time markers, pentru că dacă se întâmplă chestia asta, pierzi jocul. Mie îmi place foarte mult. E unul din feldurile, zic eu, tematice, care dă destul de gândit și care înnoadă creierul într-un fel foarte fain. Are un soi de engine builder, aici ai părți de laborator, aici ai niște chestii care îți permit să faci niște acțiuni ceva mai ușor și trebuie să iei niște lucruri de la început și în funcție de ce cărți iei la început, practic îți dirigează într-un fel strategia. E un joc pe care v-am zis, am jucat de 6 ori într-o zi. Aveam capul, cădea capul pe masă și aș fi vrut să-l mai joc, dar am zis nu, stop. Nu, că nebunesc. Ce motivație? Da. Ce masochism, poate. Nu, e plăcere, era pur și simplu plăcerea de a juca. A fost... Asta și merge foarte repede. Adică din momentul în care îl știi, ce zice, stai așa, cine zice? Nu, Radu a zis că asta ai zis tu, plăcere și el a zis, păi așa zice și masochist tu. E plăcere. Dar da, nu știu dacă am jucat un joc de 6 ori în aceeași zi. Trebuie să mă gândesc foarte mult. Da, am înțeles. Nu știu dacă așa e, dacă din ăsta că e cu totul alt joc Underwater Cities, dar da. Cred că am vorbit destul despre el. Dacă poate că o să apucăm să-l jucăm și pe stream. E un joc interesant. Trecem mai departe. Domnul Costi. Trecem mai departe. Aquasphere. 34 la mine este un joc nou în top, este așa. Un new entry. Și chiar mă uitam că are o notă bună pe BGG. Se numește a făcut ceva furori prin 2020 când a ieșit, se numește Dune Imperium. Dune Imperium, am înțeles. Da, Dune Imperium, un joc nu sunt foarte familiarizat cu universul Dune, am cochetat oarecum în anii 90 un pic. Și tocmai de asta cred că cei care sunt familiarizați cu universul s-ar putea să-l găsească mult mai tematic decât mine. Însă, fiind oarecum în afara universului, l-am găsit foarte mișto jocul ăsta. Mi-a plăcut mult. Este un card drafting, worker placement cu un pic de area majority, mă rog, într-o parte a bordului, a plăcii, și cu destul de multă interacțiune. Așa l-am găsit eu. Acum nu știu dacă toată lumea e de acord cu mine. Însă a fost un joc care mi-a plăcut de la prima partidă. De la prima partidă am zis, wow, cred că o să-l cumpăr. Nu l-am cumpărat, că l-are băiatul cu care joc, deci nu l-am cumpărat. Dar dacă nu l-ar fi avut și era un joc împrumutat, cred că îl cumpăram imediat pe ce terminam partida. A fost un joc care mi-a plăcut foarte mult de la început. A apărut în 2020. 34, la mine se găsește un new entry. Asta e deck builder, nu? Are chestia de deck building, nu? Are în el și asta, da. Card drafting, worker placement, mai multe, da. Ai și variable player powers. Un joc interesant, cel puțin pentru mine. Da, uite, ăsta e un joc pe care n-am apucat să-l joc din 2020. Ăsta e unul din jocurile pe care aș vrea să le joc din 2020, care au apărut în 2020 și pe care are și o extensie de curând apărută. Ăsta aș fi și eu curios. Da. Radule, spune-ne care e 34-ul tău. Păi, hai să mergem înapoi în timp. Nu are legătură cu time travel, dar e unul care e universal acceptat ca unul de cele mai bune route building, de construcție de drumuri, în cazul ăsta de poștă. Sunt sigur că nu aveți nimic de obiectat. Un TH, un turn și un taxiu, din 2006, care e la mine undeva de pe la începutul colecționării sau cumva primele descoperiri care le-am făcut, care mi-a
mi-a făcut să placă din ce în ce mai mult hobby-ul ăsta și cât am intrat mai în detaliu, am descoperit altele și uite așa, e un labirint interminabil. Dacă vreți să începeți să aveți o colecție, eu... Dacă s-ar găsi... Să întâlniți același labirint ca și mine, e unul care îl recomand, l-am jucat pe stream, avem... Foarte o părere foarte bună despre el, e foarte ușor de învățat, două mecanisme mari și plate de card drafting și route building, plus un pic de set collection. Se construiește, se colorează, foarte fun, un pic, poate fi răutăcios în anumite situații, foarte puțin. Cred că se poate uita lumea la stream să vadă cât de mult ne-am distrat noi la stream-ul ăsta. E foarte fun jocul, da, e foarte mișto. Nu știu dacă suntem noi nostalgici, dar sunt jocuri din astea ca ăsta de aici, ca Ulm, Concordia, care au ceva în ele, da, Fresco. Au ceva, au, da. Sunt jocuri de colecție. Dau un feeling aparte, deși sunt jocuri de acum 10 ani, știi? Sunt memorabile și cumva îți amintești de jocurile nu e doar pe care le-ai avut. Și... un joc în Pluton. Nu e un joc de Pluton. Acum, Ana, pentru fiecare dintre noi lucrurile sunt altfel, da? Dar bineînțeles, da. Pentru noi da, trei, pentru dacă aici... ești membru cultului noului, nu. Bun. Trecem la 33, top 3, cum ar veni din acest top. Yep. Haideți să trecem și să încep cu mine, nu? Numărul meu 33 este un joc pe care l-am jucat pe stream de curând. Radulea, este un joc care ție ți-a plăcut foarte tare pentru că ai putut să te împrumuți mult, mult și bine. Homesteaders. Se numește Homesteaders. Homesteaders are multe lucruri dintre cele care îmi plac mie. Economie strânsă, engine builder, plasare de muncitori, are multe converse de resurse și un sentiment de ăla de vest sălbatic. Am vorbit mult despre el după playthrough. Ce să spun, e mai mult decât acolo, v-aș trimite acolo să vă uitați mai mult la ce am vorbit, pentru că nu are sens să vorbesc foarte mult aici. E un joc care e mare, și ăsta nu este extrem de interactiv, nu este extrem, dar are destulă interacțiune în momentul în care începi să alegi, să-ți alegi ce vrei să construiești. Cel puțin acolo, da. Că după aia restul faci la tine. Dacă să reușești să faci la tine, trebuie să overbid, să reușești să, ca la licitație să câștigi ceea ce vrei să câștigi. Construim practic un oraș în vestul sălbatic. Ni s-a dat posibilitatea să facem lucrul ăsta și jocul este, eu îl joc cu extensie, îl recomand cu extensie. Jocul este de la tine foarte bun în doi, da. Un joc de licitație foarte bun în doi, exact. Și cu extensie îl facem ceva mai variabil. Nu știu dacă se va mai găsi pentru că este un joc TMG și presupun că s-au dus drepturile la designer, presupun, în momentul de față. Și probabil că va reapărea reprintat de către altcineva la un moment dat. Momentan, dacă îl găsiți pe undeva și dacă vă place playthrough, zic să puneți mâna pe el, pentru că nu este un joc care se găsește ușor. Da, îmi place să fiți dator. Piața second hand, stai așa, tot am uitat să fac ceva. Numărul meu 33 a fost... Nu e bine să nu fii la 100% sau mă rog pe acolo, dar na. Numărul meu 33 a fost... Dar o rezolvă și pe asta ca să nu o mai uit. Homesteaders. De la butoane se rezolvă tot. Bun, vine care... De la butoane se rezolvă tot, da. Și soarta lumii. Da. Costi, care este numărul tău, 33? Da. 33 vin și eu cu un joc jucat pe stream. Un commodity speculation economic pur, făcut de domnul Martin Wallace. Vechi, dar bun. Învechit, dar bun. Se numește Automobil. Da?
Nu pot să cred așa ceva. L-am jucat cu, și cu voi pe stream, l-am jucat încă o dată la cineva. Interacțiunea din jocul ăsta mi se pare fantastică. Ca de fapt, deși este un economic în care trebuie să faci socoteli și așa mai departe, cât să ieși cât mai bine pe bani, mi se pare foarte interactiv felul în care faci ca să ajungi acolo. Ceea ce îl face pe Martin Wallace să fie foarte, 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 foarte mare în ochii mei. Iar automobile n-a dezamăgit deloc. Un joc vechi, sper să vină varianta nouă. Da, și eu sper nouă, odată probabil, să în următorii 5 ani. Un economic industrie unde facem mașini, practic. Le scoatem pe piață și le vindem. Cu multă, multă interacțiune, multă speculație și așa mai departe. Da. Un joc îl în recomand. Care... Cine are ocazia să-l da, joace, spune. Da, să-l joace. Să nu zică nu și apoi eventual să zică nu dacă da. Nu-i place. Dar cred că merită încercat. 33 a fost automobilul. L-am jucat pe stream. Lumea poate să se uită și să vadă. Da. Se poate uita și vedea exact despre ce este vorba. Domnul Radu, ia spune-ne, numărul tău 33 tot automobile. Sau măcar unul jucat pe stream ca să păstreze... Acum, de unde ai știut? Poate e pe locul... 2. 145. nu, e un joc gateway, ușurel. Bineînțeles, am jucat și pe canal cu designerul. Începe cu S. Foarte colorat. Ăla cu zaruri. Se termină cu Agrada. Foarte colorat, foarte... Si, da, a fost, sunt foarte și eu. Da, e Sagrada. A fost una dintre experiențele cele mai faine care le-am avut în, de când suntem cumva în legătură. E un alt privilegiu să poți să stai la masă sau să poți să joci cu cineva care e direct implicat în proiect cumva. Plus e un joc foarte bun de familie, foarte ușor și cumva un gateway pentru toate ocaziile. Este frumos, colorat. Mai multe sunt. Da, exact. Sunt explicații mai pe larg acolo, sunt chiar și un playthrough pentru cei care vor să vadă mai în amănunt, dacă nu știți deja cumva. Da, da. Ăsta e un joc care mie, ție, un joc ușurel pentru mine, dar este un joc pe care pot să joc cu mama și de asta nu o să dispară prea repede din colecție. Nu, no. No, e un puzzle foarte interesant. Cu ceva restricții. Corect. Deci numărul tău 33. Ce pot să spun este că vom mai juca niște jocuri cu designeri. La momentul potrivit o să anunțăm ce și cum. Asta e spoiler? Breaking news? Ceva? Breaking news, da. Știi ceva mai pe anunț? Bun. Să faci un Q&A. Hai să mergem mai departe la 32, nu? De data asta nu uit. Yep. Ne-a aruncat un covrig și acum ne lasă să ne gândim la ce o să fie. Mergem mai departe și la numărul 32 al meu este primul overlap din acest top și este cu tine, e cu Costi, Costi sigur. Dacă te gândești cam ce ar putea să fie. Te-s mi la lista. Automobile, probabil. Concordia sau automobile, cred. Automobile. Automobile. Oh, wow. Numărul meu 32 este automobile. În mare parte pentru ce a spus și Costi. Este un joc. Mie îmi place foarte mult pentru interacțiunea pe care o creează. În momentul în care eu trebuie... Când tragi acele chipuri și trebuie să gândești un demand în piață, trebuie să te gândești ce cerere este în piață, în funcție de taliurile pe care le primești tu,
te poți gândi cam ce pot primi ceilalți în funcție de ce produci, cam cât poți vinde și să faci întotdeauna un average ca astfel încât să reușești să-ți cheltuiești banii cât mai bine posibil, mi se pare unul dintre cele mai bune jocuri economice existente. Ar fi fost mult mai sus dacă aș fi putut să-l joc mai mult. Aici e singura problemă. Nu pot să-l joc mai mult pentru că e un joc de minim 3. L-am jucat în 2. Dar este plictiseală. Adică e ok, poți să-l joci ca să-l înveți, dar și l-am jucat de destule ori și în 2, dar tot numai l-am jucat doar ca să-l învăț. Dar nu în joc de la 3 în sus, 4 chiar 5 jucători. Acolo începe să strălucească. Da. E chestia asta, tot timpul trebuie să mă gândesc ce vrei tu, unde deschizi tu fabrică, îmi deschide mie posibilități. Dacă îți deschizi tu fabrică, o vei face, nu vei face. Ce fac? Ai 3 acțiuni pe rundă. Fiecare acțiune contează. Tot este foarte strâns. Este un design din 2009 care stă în picioare și astăzi foarte bine. Numărul meu, 32, a fost automobile. Costi? Da, sunt de acord. Numărul meu, 32, este un joc, aș vrea să găsesc anul, în fine, nu mă mai uit acum, cred că are 5, 6, 7 ani, un joc care mi-a plăcut foarte mult și încă mai îmi place, se numește Mare Nostrum Empires. Un joc care este câteodată văzut ca un wargame, pentru că poate fi la un procentaj micuț, este de fapt un joc în care un joc de civilizație, să zicem, și tocmai de aia câteodată se poate spune că este un wargame pentru că te duci și peste ceilalți și așa mai departe. La fel, care se joacă între 3 și de la 3 jucători și tocmai de aia nu l-am jucat nicio foarte mult. Are exact asta vreau să zic, are extensia aia atras în 2. Parcă e mai bine în 3. Un area of movement trading, să zicem, da, oricum, și cu mult economic civilizație în el. Îl recomand celor cărora le plac asemenea jocuri de development, de întindere, de cucerire, de exploatare și așa mai departe. Însă, ce este funny, să zicem, la el, am jucat 2 partide în care n-a fost niciun fel de conflict între jucători. Nu pot să cred așa ceva. Ești obligat să te duci peste celălalt pentru că... E, uite, am avut două partide în care n-a fost niciun conflict și au fost numai urcări pe diferite discipline. Exact, m-a surprins și pe mine. De obicei cineva o ia în față dacă obține niște resurse mai bune și are acces la mai multe resurse și atunci... Da, și e un joc, pentru mine e un joc memorabil. Prima sau a doua partidă care am jucat-o, cred că a doua partidă a fost fără conflict și jucătorul care a câștigat jocul a fost la un tur la un tur față de celălalt care era după el. Înțelegi? Deci ăla care era după el câștiga el, dacă nu câștiga ăla înainte. A fost exact la tank. Toate chestiile astea făcute. Și e memorabil. Și pentru mine a rămas plăcut. L-am jucat memorabil. Un joc bun. Și un joc cu subtilități. Adică poți să faci niște lucruri. Trebuie să fii foarte atent la ce fac ceilalți. L-am jucat în 2 de câteva ori. Și aș zice că merge în 2. E ok, dar nu. E un joc bun, devine de la 3 în sus. Știi, cred că chiar 4. Sus. Exact. Tot trading-ul ăla care se face la început are niște mecanisme. Cred că Serge la G sau la Z, cum îl cheamă? Designer. La G. Serge la G. La G. N-are multe jocuri, are Cargo Noir și îmi place și ăsta. De obicei lucrează cu câte cineva, cu Bruno Catala sau cu... Știu că a fost și pe la Shadows of Camelot, parcă. Tot cu Bruno Catala la Shadows of Camelot, parcă. Mm-hmm.
Și cel mai nou, cred că a lucrat la Asta nu Nidavellir, mai nu? știu. Nidavellirul, nu știu că n-am pus mâna pe Cred, aia. cred, cred. Deci, overall, ea a fost o surpriză pentru mine, știi, că să fie designerul ăsta, dar jocul e bun. E... Da, i-a ieșit cu mare nostru. Îmi place mult. 32 la mine. Iar Empires-ul este practic ultima Empires. Variantă, cum ar veni. Da. Că a mai existat. Exact, da, da. Da. De... E mai vechi. Da, a mai existat, a fost da. Reprezentat de Empires, la da. Academy. Empires-ul vorbesc eu. Bun. Exact. Domnul Radu, spune care e 32 al tău. Și apoi să trecem la ce contează. Da, din păcate, domnul da? Costi, respectabil, mi-a cam luat aerul din înțeles. Vâsle și... S-a luat Concordia? S-a luat Concordia da, de pe m-a încurcat cu numărul, înțeles. numărul 32, știi Concordia? Care? Concordia bănuiesc. Sau Concordia. Ah. Deci două overlap-uri pe lista asta? Da. Nu vine să cred. Nu mă așteptam, să fiu sincer. Din toate aspectele pe care deja le-ai spus, plus toți avem o mână de cărți cu care încercăm să facem cât mai mult posibil, să ne ducem cât mai mult pe drum, pe barcă, să faci, să prinzi, să iei, să nu, cum îi spui, să culegi resurse și să le transformi în alte bunuri ca să poți să iei cărți sau să te dezvolți pe alt, sau să faci bani. Oricum, sper să ajungă într-un viitor apropiat și pe stream, să putem să arătăm oamenilor și să putem vorbi mai pe larg despre el, pentru că merită. E un clasic care are destul de multă corect. Forță. Și da, respectabil pentru corect. Aproape 10 ani de chimie. Corect. Corect. Un joc foarte bun, într-adevăr, Concordia. Bun. Și să trecem la 31. Vă puteți? Yep. Number one. One din lista asta. Number one din lista asta pentru mine este un joc pe care l-am jucat pe stream. E un joc. Asta un e joc bine. Pe care l-am jucat pe stream. Și care... Trebuie să ghicim? Da, putem să... Poți să ghicești. Poți să ghicești, da. E cu economic? Și oarecum da. Și este... ar fi, într-un fel, un overlap cu tine. Într-un fel, ar fi un overlap cu tine, Radule. Ți-am dat un indiciu foarte bun. Acum gândește-te la toate alea care le-ai jucat. Da, exact. Deci cu lista asta. Te poți gândi? Da, știu, probabil. Da. Cu lista asta oarecum da, un overlap? Cu lista asta un overlap al lui domnul Radu. Oh, wow. Ar fi într-un fel. Ce-a pus Radu? Într-un fel. Cred că ceva... Nu știu. Ai mai pus încă un fel? Nu. Păi n-are ce să fie overlap cu Radu de la fel. Păi nu, dar eu mă gândeam la mecanism, no. Că nu era direct, e overlap direct. Da, e un over, ar putea fi un overlap cu Radu, dar nu este 100%. Am înțeles. Uite că zice Mihai, Marco Polo nu are nimic asemănător în lista lui Radu. Da, n-are lista lui Radu. Eu n-am lista Radu în față, trebuie să... Păi nu știu, ori ceva în legătură cu Puerto Rico, ce vei... Village? Nu, că n-a avut... Nu, mai sus. Băi, pot să spun că ai fost aproape, Radule. Am fost, a? Era cald, cald, ceea ce ziceai. Cald, cald. Ai zis ceva de Puerto Rico, nu? Puerto Rico... Am zis ceva de Puerto Rico, San Juan, Race for the Galaxy și Race for the Board Game. New Frontiers este numărul meu... Numărul meu 31. Ok. Da, Radule, te-ai luat așa pe... Dar pe ăla nu l-am jucat noi. Da, l-am jucat chiar înainte să jucăm Puerto Rico. Ăsta a fost indiciu că l-am jucat în... Oh, wow! Nu, deci New Frontiers este varianta în spațiu al lui Puerto Rico, într-un fel. Da, 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 de asta ți-a zis că ești aproape cu Puerto Rico. Dar cred că ai uitat, că e tot cu alegere de roluri, că e cu planete. Da.
Da. Și ai zis că trebuie să jucăm și pe străbunicul lui. Am e foarte simplu de înțeles de ce. Un Puerto Rico în spațiu, cumva. Dar ușor diferit, dar foarte fun. Și aceeași selecție de acțiuni în care trebuie să fii foarte, foarte atent. Am jucat jocul complex pe stream. Dacă vreți, vorbim destul de mult despre el pe stream. New Frontiers e unul din jocurile la care aștept cu mare nerăbdare acea extensie care trebuia să iasă de un an de zile. Îmi va da posibilitatea să rejoc jocul mai mult. L-am jucat de câteva ori bune și mai mult sau mai puțin strategiile au început să iasă la suprafață. Mi se pare că îi lipsește puțină diversitate și aștept să văd această extensie care sper că va aduce, cel puțin asta promite extensia, diversitate. Eu m-am simțit bine la stream, sper că mai multe se văd acolo, pentru că nu aș vrea să discut foarte mult despre ceva ce am discutat deja. Dar numărul meu 31 este New Frontiers, jocul lui Tom Lehman, un designer are iarăși foarte, foarte interesant. Cool! Asta a fost numărul meu 31, domnul Costi? Da. Hai să vin și eu cu number one al meu. Ia dă-ne. E un joc jucat pe stream cu voi. Destul de frustrant și al naibii. nu foarte frumușel în felul lui. Railways of the World? Nu. Vine de la, ultimul indiciu vine de la Cranio Creek. Vine de la, Lorenzo, il Magnifico. Lorenzo Il Magnifico este pe 31 la mine. Da, un joc al naibii de frustrant, dar îmi place. Un card drafting, dice rolling, worker placement. Cum ziceam, nu prea frumușel așa după părerea mea. În schimb are o tensiune foarte mișto, ceea ce și trebuie în unele jocuri. Cred că am jucat cu extensia, da, atunci, nu mai știu. Da, am pus și extensia, da. Da, parcă. Un joc bun. Eu nu l-am în colecție, îl au cei cu care joc. O impresie foarte bună am despre jocul ăsta. E într-adevăr foarte fun. Îmi place foarte mult. Foarte, foarte fun. Îmi place mult. A fost fun și când l-am jucat cu voi pe stream. Cum ziceam, frustrant, tensionat. Și dacă nu mă înșel, a fost un punct diferență între noi, ceva de genul ăsta. A fost un punct diferență, că ai avut niște bani mai mulți sau ceva de genul. Da. Foarte, da. Foarte mișto. Da, îmi place mult. Este pe 31 la mine. Lorenzo El Magnifico. O alegere bună. O alegere bună. Lorenzo El Magnifico. Wow. Acum am făcut conexiunea. Acum ai făcut. Wow, tu știi ce e pe locul meu 31? Ce este? Lorenzo? Ai cine are foarte multe legătură cu, cel puțin prin turnurile din Lorenzo. Știu ce este. Începe cu F la tine. Yep. Începe cu F la tine. Numai că arată mult mai bine al meu. Arată mai bine, nu? Eu zice că e doar o părere. Au. Bine. Ăsta. Da, ăsta chiar că e cu turnuri. Asta construiești turnuri. Firenze, da. Firenze, da. Firenze, da. Da, eu acum fiecare cu părerile lui, pentru mine unul dintre cele mai plăcute jocuri care le-am în colecție. E unul pe care e la care m-am gândit dacă să-l pun mai sus sau nu. Aici Diego. Și am zis exact. E destul, nu știu dacă am mai avut vreun Menzel pe lista asta, dar da, am mai avut un Taxis. și mai vin. Mai vin. Marius a zis că 60% sunt. Ok. Nu e departe de adevăr. Oricum, frumos ilustrat, câteva mecanisme care să te țină cumva angajat în ceea ce faci. Ai o tensiune în care trebuie să construiești anumite piese. Dacă nu poți sau cineva
îți întrerupe construcția, trebuie să o distrugi. Da. Sunt cărți cu anumite puteri, abilități în care tu poți să faci sau să, să afectezi procesul sau construcția celorlalți prin construcția turnurilor îți cumva îți scrii numele pe un balcon. Pui acolo sigiliu și nimeni nu mai poate să construiască când termin sigiliul, s-a terminat jocul. E foarte simplu, dar unul care merită cel puțin încercat. Are o bună doză de interacțiune între jucători și nu știu ce aș putea să mai spun mai multe despre el. E unul care n-aș spune niciodată nu le. Deci ăsta a fost numărul tău. Corect. 31 Firenze. N-am ce să zic rău de jocul ăsta. Este aproape un gateway plus. Și este foarte, foarte, foarte drăguț pentru ceea ce este. Mi se pare un joc bun de jucat așa în 3. E un joc făinuț, făinuț. Ne-am gândit să-l punem pe stream la un moment dat, dar nu ne-a ieșit chestia asta pentru că e destul de complicat cu cărțile. Da, ăsta a fost topul de la 40 la 31. O să vedem când ne putem aduna pentru următorul. O să închidem televizoarele. Asta au fost jocurile noastre. Ne-am lungit ceva mai mult astăzi. Și nu mai știu, cineva și-a lăsat aici topul foarte... Andrei, domnul 7. Cred că Andrei, da. Și-a lăsat și el topul. Uite, te-ai intersectat cu Radu la Sagrada. Și cu... Nu mai știu ce mi-ai pus. Ai mai pus ceva... Cred că era Newton, un Newton al tău, dar parcă a fost la trecută. Mă bucur că îți place Newton. Și Raccoon Tycoon l-am pus eu. Da. În parte, dar mai jos un pic. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și că ne-a ajutat să trecem mai ușor peste streamurile astea. E mult mai fun așa. Da, domnilor, ce spuneți în încheiere ca să nu mai lungim foarte mult, că ne-am lungit. Sănătate, aveți grijă și jucați-vă, ca întotdeauna. mai multă joacă. Nu mai așteptam să avem să fim atât de apropiați în alegeri, cel puțin atât de sus. Dar a fost o listă interesantă, am învățat lucrurile noi și sper să vă fie de folos sau să aveți un punct de referință în a căuta o nouă cutie pe raft. Seara faină și ne vedem la următorul. Mulțumim încă o dată foarte, foarte frumos. Mulțumesc frumos, băieți, pentru seara asta. Am fost, eram puțin mai amețit la un moment dat. Văd că mi-am mai revenit cât de cât. Cred că îmi face bine asta. Îmi dă afară anxietatea, știi? Ceea ce este bine, știi? Că te scoate dintre ale tale. Mulțumesc încă o dată foarte, foarte frumos vouă pentru seara asta și ne vedem la următorul, în principiu, să vedem când. Mai avem 3. Adică 30. Haideți, o să rămân eu, să vă mulțumesc tuturor celor care ați venit și ați văzut live. Vă mulțumesc. Și să vă rog, dacă vă place ceea ce vedeți, like, share and subscribe, keeps the internet alive. Apoi, dacă vă place și vreți să susțineți canalul, puteți face pe Patreon, aveți jos acolo unde este. O să adăugăm lucruri noi în curând pentru oamenii care mă urmăresc pe Patreon. Și așa, Andrei mă distrage. Mulțumesc Regatul Jocurilor pentru sprijinul acordat până acum. Sper că v-ați simțit bine.
Încercăm să adăugăm cât mai multe topuri, încercăm să adăugăm conținut, emisiuni noi, să le zicem, și să facem lucrurile să meargă cât mai ușor, cât mai reglat. Încet, încet, cred că se va întâmpla lucrul ăsta din ce în ce mai bine. Încă o dată, mulțumiri și, ca de obicei, joacă faină, joacă la greu, numai bine și... Ciao, ciao!